Binecuvântat să fie Domnul. Frați și surori, este o mare bucurie pentru noi în această seară să fim cu dumneavoastră la această părtășie. Frații de dumneavoastră de aici, din biserică, au slujit la noi și nu numai din biserică, și din Detroit și de aici, au slujit la noi în biserică și în zona noastră și nu numai. Și așa am creat o oarecare prietenie și am profitat de prietenia aceasta să venim să vă vedem, să vă întâlnim. N-avem alte planuri, n-am venit cu alte obiective. Am venit cum s-a dus David la frații lui și la evrei care erau și ei în bătălie, în luptă. Trimiși de tata, du-te să vezi ce fac frații pe câmpul de bătălie. Duci un caș, duci ceva pâine de orz, le duci ceva, nu te duci cu mâna goală și vezi ce fac, cum e lupta, să vezi cum avansează. Cam așa suntem și noi. Știm că și voi sunteți în luptă și am venit să vă spunem că și noi, ca și voi, purtăm aceeași nădejde sfântă și aceeași credință nezguduită că Dumnezeu a fost, este și va fi cu noi până la capăt. Iacove, n-am să te las cu niciun chip, nu te voi părăsi. Te-am purtat și tot vreau să te mai port. Până la căruntețele tale te voi purta pe brațele mele. Dacă vei trece prin ape, apele nu te vor înneca, eu sunt cu tine. Dacă vei trece prin foc, focul nu te arde, sunt cu tine. Izraele, sunt cu tine. Am venit să vă spunem că și nouă Dumnezeu ne comunică același mesaj plin de credință ca și dumneavoastră. El este cu noi și în lupte, și în necazuri, și în ispite, și în probleme, și în libertate, și în constrângere. Domnul rămâne cu noi. Slavă Domnului! Și zicea David, când îl am pe el la dreapta mea. Nu, mă, clatin. Ne bucurăm să fim cu dumneavoastră. Suntem un grup, după cum ați putut observa, mai consistent din România. Suntem din mai multe zone ale României, din Vicovul de Jos, din Cluj, din Albini, din Betania, din Cluj, de la Detroit, de la Bărbanț, de la Alba, de la Halmeu, de la Deva, de la Botoșani, de la Atlanta, de la Daia Română. E o mestecătură greu de reușit. Și în același timp e o reuniune a mai multor principate române. Ne-am adunat la Alba și am plecat înspre București și de acolo înspre dumneavoastră. Suntem pentru câteva zile, pentru seara aceasta suntem aici, suntem pentru câteva zile aici la Chicago și apoi ne întoarcem la frații noștri care sunt vinovați de venirea noastră încoace de la Detroit. Ne vom întoarce și vom mai poposi câteva zile cu dumnealor acolo și apoi ne vom duce acasă la ai noștri care ne așteaptă, familiile noastre. Am lăsat fiecare soțiile acasă, copiii plâng după noi. Eu am crescut la țară, sunt de la țară, am animale acasă, cunosc foarte bine dimensiunea aceasta și mi-aduc aminte așa imaginea copilăriei când miei erau despărțiți așa și trebuiau să fie hrăniți separat și săreau peste gard și așa mai departe. Cam așa s-ai noștri acum, a? Pe telefoane suntem cu ei și tot să ne apuce așa prin ecran. Frați și surori, eu de felul meu sunt un pic mai lung în vorbire, tot îmi propun să fiu mai scurt, am văzut că frații de la cult de o bucată de vreme la noi în România i-au pus pe păstori să aibă așa câte un mesaj de 5 minute, 6 minute, nu știu când. Într-o zi mi-a trimis și mie fratele de acolo, de la managerul, asistentul manager al președintelui, să înregistrez un mesaj de 5 minute și i-am spus nu pot, dă la altcineva că nu pot, n-am cum. În 5 minute nu am cum, nu.
Frații, am văzut că încearcă să ne educe că și în câteva minute putem spune la fel de multe, cât și în mai multe minute. Dar eu totuși încă nu cred. Am să vă împărtășesc câteva gânduri în puținele cuvinte din pasajul deschis aici de fratele Ovidiu în începerea slujirii din această seară. Prea iubiților, observați, Ioan e bătrân de acum, e cald, are o dulceață copilașilor, îți e drag, efectiv l-ai pune conducător de biserică, l-ai pune orice, în comitet să l-ai permanent acolo, să-i auzi forma de adresare, să-i auzi gingășia și dulceața din glas. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Acum. Ce vom fi nu s-a arătat încă, dar acum știm că atunci, observați, un discurs între acum și atunci, între acum și atunci, știm că atunci, când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Dragii mei, avem o problemă cu care ne confruntăm. Problema cu care ne confruntăm este lipsa de certitudine, incertitudine. Incertitudinea este aproape irezistibilă psihicului nostru. Te înfășoară, te învăluie, caută să te cuprindă imediat. Și dintr-un om care erai ferm, erai sigur pe tine, dintr-o dată te clatini. Nu mai ai garanții, nu mai ai siguranță, ești instabil, se spunea în seara aceasta, prin Duhul Sfânt te îngrijorezi. Cum o fi, cum n-o fi, ce o fi. Vă spun, și când a fost înștiințarea prin fratele Bălici aici, vis-a-vis de lucrarea din România și vis-a-vis de mine, parcă mi s-au înmuiat puțin genunchii. Suntem angrenați într-o lucrare de evangelizare de 4 ani de zile în județul Alba. În fiecare vară, pe perioada a 4 luni de zile, se întinde o campanie, un maraton de evangelizare. Întindem cortul din cetate în cetate, din cetate în cetate, în oraș, în localități, din județul Alba, și mergem și propovăduim Evanghelia. 3 zile, 4 zile, 2 zile, acolo, mutăm cortul dincolo. Și este o mișcare cum n-ați văzut foarte des. Se întâmplă ceva acolo și când aud că se limitează asta, ce facem? Cum facem? Și deja trebuie să gândim împreună cu frații, să stăm înaintea lui Dumnezeu, să ne dea Dumnezeu planurile pe care trebuie să le punem în aplicare la vremea respectivă. Problema noastră este lipsa de siguranță, incertitudinea. Și toate acestea se întâmplă datorită relativismului care este promovat și ridicat la scară de virtute. Acest concept. Trebuie să fii deschis, să accepți și una și alta. Trebuie să fii tolerant, spunea președintele nostru din România. Trebuie să fim capabili să admitem că sunt mai multe păreri, că sunt mai multe căi, că sunt mai multe religii, că sunt mai multe credințe, că sunt mai multe. Și dintr-o singură cale, dintr-o singură credință, dintr-un singur botez, dintr-o dată ne confruntăm cu un pluralism de felul acesta care ne duce în ceață. Se spune aici, fratele Nic, tot felul de biserici, tot felul de lucrări, tot felul de boboci din ăștia care răsar dintr-o dată bombastic, se întâmplă ceva și vin tinerii la noi și ne întreabă: auzi, numai voi care cântați cu acordeonul veți fi mântuiți, sau și ăștia care dansează și așa. Și dintr-o dată apare incertitudinea, dintr-o dată lucrurile intră în ceață. Și ești bruiat, nu mai prinzi nici semnal de acolo, nici de dincolo. Incertitudinea.
Incertitudinea operează prin eliminarea resurselor. Te lasă fără esență, fără izvor. Momentul în care ești debranșat de la magistrală e exact tărâmul în care operează incertitudinea. În zona aceasta a incertitudinii avem o luptă foarte teribilă. Este o luptă imaginară. Creionăm imagini ca să deformăm alte imagini, să creăm un alt peisaj și o ducem într-o zonă foarte volatilă așa și foarte imaginară. Aici operează foarte bine. Acum, eu nu vă cunosc pe niciunul mai cu seama. Am 2-3 frate pe la Detroit, care mă mai știu, cu fratele Costel de la dumneavoastră și cam atât. Dar dacă îmi dați așa un frate de aici așa, și spui, bă, frate, uite, spune ceva de omul ăsta. Pentru că nu am nici cel mai mic argument, nici cea mai puțină informație despre el, eu voi opera prin niște imagini pe care mi le formez. Îl văd că stă puțin mai încruntat și spun, domnule, omul ăsta este un om macro, așa, este un om foarte încorsetat, așa, este un om nemulțumit de salar, este un om nemulțumit de felul ăsta, nu știu de ce a venit în America, că îl văd nemulțumit. Eu n-am nici cea mai mică informație. Incertitudinea operează în zona aceasta imaginară. Ne creionăm, repet, imagini în mintea noastră cu care conturăm sau deformăm alte imagini. Aici este incertitudinea. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Citesc ceva din 1 Petru, din capitolul 4, versetul 1. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Înarmați-vă, iubiții mei, noi va trebui să ducem lupta cu incertitudinea. Noi va trebui să ieșim biruitori în bătălia aceasta care se dă la nivelul minții tale și de acolo se duce spre inima ta și de acolo se duce spre deciziile tale și spre orice înseamnă existența ta. Și biruința asupra acestui fapt o avem doar în momentul în care considerăm că o gândire sănătoasă, că o minte transformată și noită de Duhul lui Dumnezeu este cu adevărat o armă. De fapt, pocăința este transformarea, înnoirea minții tale și a minții mele. Pocăința în viața unui om se produce în momentul în care mintea lui este preluată de puterea lui Dumnezeu, de puterea cuvântului, pentru că Pavel zice că vine în urma auzirii credința și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Momentul în care cuvântul lui Dumnezeu pune impactul și își așează mâna pe mintea ta, pe gândirea ta, momentul acela devii un alt om. De acolo începe o viață, de acolo începe un trai, de acolo începe totul. Și Petru vine și spune, pentru că trăiți într-o vreme foarte complicată și într-o bătălie foarte asiduă, înarmați-vă cu același fel de gândire ca al Domnului Hristos. Bun, închei imediat. Se citea în fiara aceasta, prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Ești sigur de asta? Nu s-a născut niciodată în mintea ta incertitudine vis-a-vis de această afirmație? Eu am întâlnit persoane care au venit la mine și au spus, frate Beni, nu mai cred nimic. Nu știu ce s-a întâmplat.
Nu știu unde s-a produs curcircuitul. Frate Beni, nu mai cred nimic. Nu știu ce să mai cred. Iubiții mei, în seara aceasta vrem să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea certitudinea că suntem copii ai lui Dumnezeu. Noi avem de a face cu cel mai perfid vrăjmaș, cu diavolul, despre care spune Biblia că este pârâșul vostru. Vine, te ispitește, te atrage în cursă și după ce te atrage în cursă te pârăște și spune: tu deschizi gura, tu ridici capul, tu îndrăznești să faci asta, tu îndrăznești să spui asta. Și dintr-o dată se ruinează toată siguranța că ești copil al lui Dumnezeu. Și în seara aceasta, Ioan, acest om al lui Dumnezeu, care ia lucrurile foarte, foarte complicate și le face foarte simple. Și zice: prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Nu știm cât ce va fi, ce vom fi mai încolo, nu știm, nu s-a arătat, dar acum știm. Iubiții mei, ca să putem fi oameni cu certitudini vis-a-vis de această afirmație, va trebui să nu lăsăm niciodată sentimentele să primeze în viața noastră. Am simțit că Domnul a fost aici sau n-am simțit? Ați auzit așa? Dar în virtutea cărui fapt simți sau nu simți? Ce aparate ai? Ce senzori ai instalați de ai siguranță în simțurile tale? Eu în această seară, că am simțit că Domnul e aici sau că n-am simțit, faptul că aici s-a vorbit din partea lui Dumnezeu, faptul că aici a fost deschisă Evanghelia și s-a citit cuvântul lui Dumnezeu, ascultați-mă! Că sunt, că vreau, că simt, că nu știu ce, Dumnezeu este prezent aici. Asta este siguranță, asta este certitudine, indiferent care sunt simțămintele mele sau ale tale. Domnul este în adunare. Că suntem mai mulți sau că suntem mai puțini, că slujba e mai înfocată sau e mai apatică, ascultați-mă, dacă între noi e slăvit Hristos, El e aici. Unde doi sau trei se adună, spunea Mântuitorul, eu vin acolo între voi. Să nu vă doiți de lucrul acesta, să nu aveți sentimentul, să nu aveți simțămintele că atunci e mai prezent și atunci nu e chiar așa prezent. Dacă vrei să fii sigur și dacă vrei să ai certitudini, nu te lăsa condus de sentimente. Mă gândesc la momentul în care Avram era cu slugile și cu fiul lui. Se duceau la un moment dat, zice Biblia, că o lăsat slugile acolo jos, la poalele muntelui, și-o plecat să urce și-o zis: tată, avem foc, avem lemne, avem cuțit, mielul unde-i? Și parcă-l aud pe Dumnezeu din cer: Avrame, cuvintele copilului sunt reale, cuvintele copilului sunt tăioase. Avrame, durerea din inima ta în prezența acestor cuvinte cred că e mare. Avrame, gândește-te la ce ți-am spus eu, nu te lăsa influențat, spune-i că eu voi purta de grijă. Iubiții mei, nu lăsați sentimentele să vă doboare, nu lăsați sentimentele să vă învăluie, nu lăsați și nu vă lăsați conduși de sentimente, indiferent de ce natură or fi. Bazați-vă pe ce scrie în Cartea Sfântă. Asta îți dă certitudine. Cuvântul lui Dumnezeu e singurul care te poate ține în picioare, în orice furtună, în orice cuptor. Vine împăratul și se uită și zice: n-am aruncat noi trei, cum des patru? Știți ce au spus înainte să vii aruncați în cuptor? Împăratul întreabă: în adins voi nu vă închinați? Da, împărat. Adică intenționat faceți asta, sunteți conștienți
să faceți asta. Da, o facem conștient. Dumnezeul nostru poate să ne scape, dar ascultă-ne, împărate, și de nu ne scapă, noi tot nu ne închinăm. Pentru că noi avem o siguranță. Dumnezeu ne-a zis așa și Dumnezeu ne-a poruncit să facem așa și noi așa facem. Numai noi ne închinăm, nimănui altuneva. Nu-i plecăm fruntea în fața nimănui. Pentru că Dumnezeul nostru, Dumnezeul lui Israel, e singurul Dumnezeu. Și în momentul acela, în Valea Dura, se produce dintr-un carnaval, dintr-o distracție, se produce cel mai mare moment de evangelizare. Strigă împăratul să se ducă vestea în toată împărăția. Nu este alt Dumnezeu decât Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego. Când rămâi bazat pe ce scrie în Sfânta Scriptură și când rămâi cert, asigurat că e adevăr aici, poți să rămâi în picioare în orice furtună. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Efeseni, capitolul 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzducului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dumnezeu nu se ferește să ne spună adevărul, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că era mort în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Iisus Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Fiți siguri de lucrul acesta. Vă invit să vă ridicați în picioare. Fiți siguri că suntem copii ai lui Dumnezeu. Nu lăsați nicio voce, nu lăsați niciun sentiment să vă clatine de pe temelia aceasta. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi eram morți. Eram fără Dumnezeu, fără drept de cetățenie în Israel. Hristos ne-a dat viața pentru noi și ne-a dat dreptul să fim copii ai lui Dumnezeu. Vă rog din toată inima, așezați-vă mintea, așezați-vă viața, așezați-vă principiile, alegerile pe cuvântul lui Dumnezeu. Și veți rămâne în siguranță. Veți rămâne ancorați pe o stâncă tare. Nimic nu vă va putea clătina, nimic nu vă va putea mișca de acolo. Certitudinea nu o dă sentimentele, nu o dă viacul acesta, nu o dă dolarul și nici lira sterlină. Certitudinea o dă ce-i scris în cartea aceasta. Ne așezăm viața pe temelia adevărului lui Dumnezeu, ne înrădăcinăm în cuvântul acesta și putem să rămânem siguri și de neclătinat. Intrăm în rugăciune.